Îmi amintesc de unii frați care, așa cum spunem noi în adunare, amin, aleluia, spuneau, drept ești, Doamne. Tocmai despre asta vreau să vorbim astăzi, despre dreptatea divină. Pentru că Dumnezeu a spus când s-a prezentat lui Moise că el nu poate să socotească pe vinovat drept vinovat și pe nevinovat drept nevinovat. Dumnezeu se prezintă în Scripturi ca judecătorul cel drept, pentru că natura și posibilitățile sale de identificare a stării de vinovăție sau nevinovăție sunt desăvârșite. În Psalmul 89, versetul 14, este scris despre ceea ce am învățat până aici de bunătate, de credincioșia Domnului, dar în același timp și de dreptatea care în egală măsură aparține lui Dumnezeu. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, cânta Etan Ezrahitul. Bunătatea, credincioșia sunt înaintea feței tale. Nu toți oamenii sunt convinși acum și nu toți oamenii țin cont de aceasta. Dar la urmă, așa cum scrie în cartea Apocalipsa la capitolul 15, se va cânta cântarea lui Moise și cântarea mielului și se va zice: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate a neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Și tot în context escatologic scrie în 16 cu 7 și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule Atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Dar până atunci, socotelile divine nu sunt toate publice și nici execuția judecăților sale nu este imediată. De aceea, analizele și hotărârile divine sunt adesea neînțelese de oameni. Totuși, bine a zis cine a zis, morile lui Dumnezeu macină încet, dar macină mărunt de tot. Moise, care l-a auzit pe Dumnezeu rostind aceste cuvinte, a spus celor două seminții și jumătate ce și-au primit moșteniri la răsăritul Iordanului cu privire la respectarea angajamentului lor de a ajuta și pe ceilalți evrei să intre în moștenire, nu cumva să uite asta. Scrie în Numeri 32 cu 23, dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Dumnezeu, cine e vinovat, îl socotește vinovat. De asemenea, în Psalmul 50 avem o atenționare, scrie de la versetul 16, că Dumnezeu zice însă celor rău: ce tot înșirtul legele mele și ai în gură legământul meu, când tu și prezintă o serie de vinovății. Și apoi zice la versetul 21, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Să citim și cuvintele spuse de Dumnezeu pe care le repet, le-am repetat la fiecare lecție. Este prezentarea care a făcut-o Dumnezeu despre sine. Exod 34, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de lege răzvrătirea și păcatul, dar, și aici este lecția noastră, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și nu numai că face valoare corectă, aplică dreptatea. Pentru că scrie în continuare: și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Dumnezeu a zis că este drept și așa este. Chiar și când nouă nu ni se pare. Aceste afirmații ale sale și ale altor sfinți sunt întru totul adevărat. Când Iov voia să îi ceară explicații lui Dumnezeu,
S-a prezentat în mijlocul furtunii și scrie în Iov, capitolul 40, versetul 8, că i-a zis: vrei să nimicești până și dreptatea mea? Deci Dumnezeu în tot ce a lucrat în cazul Iov a fost drept. Asta să nu ne ducă gândul că Iov într-adevăr era vinovat, cum îl acuzau prietenii lui. Dreptatea lui Dumnezeu ia în calcul și veșnicia și poziția de acolo și multe. Dumnezeu a zis: vrei să mă osândești ca să scoți dreptatea? Pentru că noi, în mintea noastră, adesea facem pe judecătorii, pentru alții pe procurorii și, dacă-s vorba de ai noștri, pe avocații, și avem sentințele noastre. Dar Dumnezeu are întotdeauna o sentință corectă. El nu poate fi învinuit, cum încercau evreii să spună, scrie în cartea Ezechiel, la capitolul 18, versetul 20: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegirea tatălui său și nici tatăl nu va purta nelegirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Iată ce a spus și Avram în privința aceasta atunci când se pregătea să mijlocească pentru Sodoma. Citesc cartea Genesa, capitolul 18, de la versetul 25: să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău. Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Ba da. Avram a pus o întrebare retorică, știa că Dumnezeu face dreptate. Moise, la rândul lui, face referire la cuvintele care le-am citit din cartea Exod, când a mijlocit pentru popor, Numeri, capitolul 14. El a știut că trebuie să mijlocească pentru că Dumnezeu este drept și poporul e vinovat. În același timp a mijlocit pentru că știa că Dumnezeu are bunătate, are milă. De aceea a zis el, scrie în versetul 18: Domnul este încet la mânie, bogat în bunătate, iartă fără de lege răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii până la treilea și al patrulea neam. Numai în condițiile acestea putem să venim cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu și să fim încredințați, cum a spus Elihu, scrie în cartea Iov, la capitolul 37, versetul 23: pe cel atotputernic nu-l putem ajunge, căci el este mare în tărie, dar dreptul și dreptatea de plină el nu le frânge. Adică Dumnezeu, chiar dacă ar avea autoritate și ar permite, datorită puterii sale, să facă ce vrea, nu acționează decât în dreptate. Ce bine că trăim într-un cosmos guvernat de un Dumnezeu drept. Să luăm câteva exemple care ne-l prezintă pe Dumnezeu în dreptatea sa și nu numai, pe Dumnezeu care vrea să ne învețe și pe noi dreptatea. Pentru că cerința divină este ca noi să învățăm de la El și să devenim ca El. Un prim exemplu. În cartea Genesa, capitolul 20, este prezentată situația lui Avram în Gerar, care, așa cum a procedat mai înainte la coborârea în Egipt, a prezentat pe Sara drept sora lui. Situație în care, fiind frumoasă, a fost luată de Abimelec. Și scrie în versetul 3: atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorî tu chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa? Și n-a zis însăși că este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu a zis în vis: știu că și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am găduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, că cel este proroc și se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce este al tău. Deci iată că
Aici putem să vedem foarte bine caracterul lui Dumnezeu, felul lui de a fi. În dreptatea lui notează orice păcat, dar în bunătatea lui iată cum vine și vrea să ne salveze, să ne ajungem la o sândă. Doamne, drept ești. Numele Tău să fie slăvit și binecuvântat. Continuăm cu un alt exemplu. Cel al lui Iuda, prezentat în Cartea Genesa, capitolul 38. După ce a rămas văduv, în slăbiciunea lui și-a permis să păcătuiască cu ceea pe care nu o cunoștea, care era de fapt norul Satanar. Ea s-a mascat tocmai pentru a întinde o cursă socrului său, socotind că e vinovat. El, când a aflat că este însărcinată, a spus, Genesa 38, versetul 24, scoateți-o afară să fie arsă. Numai că femeia a zis, de la omul acelea că sunt lucrurile acestea, au rămas însărcinată. Vezi, te rog, cui este inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Și erau ale socrului ei care le-a dat zelog. Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Deci iată că atunci când este vorba de noi, suntem foarte dulcegi. Când e vorba de alții, atunci devenim drastici. Dacă pentru o asemenea păcate trebuie arsă, corect ar fi fost să spună, trebuie să ne arte pe amândoi. Dar nici el, nici cel născut din el mai târziu, David, când a aflat că e vorba de el și nu de un alt bogat din povestea lui Nathan, n-a mai cerut să fie omorât. Din potrivă, tare s-a bucurat când Dumnezeu a spus, nu vei muri, chiar dacă a plătit într-un alt fel. Deci să învățăm de la Dumnezeu dreptatea ca nu cumva să ne sporim cotele de vinovăție. Pentru ca să învățăm, Dumnezeu în legea lui Moise a dat mai multe indicații cu privire la felul în care trebuia să se judece fiecare situație, să se facă aprofundări și evaluări corecte, cum scrie în Deuteronom, cercetări amănunțite, pentru ca nu cumva vinovatul să fie achitat și nevinovatul să fie condamnat. În Cartea Levitic, la capitolul 5, sunt prezentate câteva posibile situații de vinovăție. Citesc de la versetul 1, când cineva, fiind sub jurământ ca martor, va păcătui, nespunând ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel suvin. Sau când cineva fără să știe și prezintă alte și alte vinovății, cum zice la versetul 5, când cineva de se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul, adică să se socotească așa cum este vinovat. Așa scrie și de la versetul 17 aici, când va păcătui cineva făcând fără să știe împotriva unei dintre poruncile Domnului lucruri care nu trebuie să făcute și se va face vinovat. Așa cum îl evaluează Dumnezeu, așa să se noteze și el. În Cartea Numeri, la capitolul 30, unde avem reglementări privind juruințele, din nou este scris că Dumnezeu ia aminte de orice cuvânt rostit. Și dacă nu-l duci la îndeplinire, cum scrie și în Eclesiastul 5, Dumnezeu te socotește vinovat, chiar dacă te-ai pripit. Numai o fată putea fi salvată de tatăl ei care anula juruința sau o femeie de soțul ei pentru ca să nu fie vinovate înaintea Domnului. În Cartea Numeri, la capitolul 35, scrie în versetul 33, ca principiu, să nu pângăriți țara unde veți fi, că sângele celui vinovat pângărește țara. Și spășirea sângelui vărsat în țară nu se va putea face decât prin sângele celui ce îl va vărsa, cum s-a întâmplat cu urmașii lui Saul și Gabaoniții mai târziu.
Dumnezeu socotește corect. În cartea Deuteronom, la capitolul 21, sunt alte mențiuni pentru ca poporul să fie corect. Scrie aici, de la versetul 1, despre situațiile în care se găsește ucis un om pe un câmp în afara localității. Și reglementarea era bătrânii din acea localitate, cea mai apropiată, să recurgă la o anumită procedură și să declare. Versetul 7. Mâinile noastre n-au văzut sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Domnul, poporul tău Israel pe care l-ai răscumpărat, nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel. Și sângele aceluia nu îi va fi pus în socoteală. Pentru că altfel Dumnezeu aplica pedeapsa. Sau, tot aici, la capitolul 25, versetul 1, este scris, când doi oameni vor avea o ceartă între ei, se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Deci nu se putea merge cu iertare înaintea Domnului. Pentru că în lege Dumnezeu a învățat pe popor dreptatea. Prin Domnul Iisus Hristos s-au iertat toate. Atunci se acopereau pentru o vreme prin jertfe. Dar oamenii trebuie să știe că Dumnezeu este drept. Sfințenia Lui nu permite niciun rabat. În cartea 1 Samuel, capitolele 4 la 6, avem exemplu cu israeliții și filistenii care au fost judecați de Domnul prin chivot. În capitolul 4, fiii lui Eli, niște oameni răi care nu cunoșteau pe Domnul, au vrut să forțeze mâna Domnului și prin prezența chivotului în tabără să aibă asigurată victoria. Dumnezeu însă nu poate fi târât de noi. Astfel a îngăduit ca filistenii să captureze chivotul și acum a trecut judecata la ei, după ce s-a judecat Domnul întâi cu ai săi, că asta e ordine. L-au dus bucuroși în casa Dumnezeului lor Dagon, dar scrie în capitolul 5, versetul 3, a doua zi a zdodienii care se sculase răzis dimineața, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului și au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui. În noaptea următoare a pățit mai rău, căci capul și cele două mâini erau tăiate pe prag, nu-i rămăsese decât trunchiul. Cine a intervenit acolo? Dumnezeu, care i-a socotit vinovat. Apoi l-au mutat dintr-o capitală a unei regiuni în alta, până când unii s-au sesizat și au spus, versetul 10, au adus la noi chivotul Dumnezeului Israel ca să ne omoare și pe noi și poporul nostru. Și atunci și-au chestionat vrăjitorii care, sub controlul forțelor oculte, știau că știu demonii că la Dumnezeu este dreptate. Au pus înapoi ceva ca jertfă pentru vină și apoi au vrut să vadă dacă acele vaci neprinse la jug și cu viței acasă se vor duce spre țara lui Israel. Și aici din nou Dumnezeu a dat o lecție evreilor, în mod deosebit casei lui Eli și poate și altora. Le-a spus că animalele, dacă e vorba de lucrurile sfinte, întâi slujesc Domnului și apoi oferă partea cuvenită celor dragi din familie. După ce a ajuns chivotul în Israel, dreptatea lui Dumnezeu s-a mai aplicat odată, pentru că și-au permis să atingă lucrurile sfinte, chiar să se uite în chivot. Și Dumnezeu a lovit oameni din Bet-Șemeș. Da? Am putea spune trecând și în capitolul 7 că Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei din Kiriat Iarim, mai exact casa lui Abinadab și pe fiul său Eleazar, care păzise chivotul Domnului. Că Dumnezeu pedepsește păcatul și răsplătește binele. El este drept, slăvit să-i fie nume. Să luăm și un alt caz de mai târziu, cartea a doua lui Samuel, capitolul 21, de la versetul 1,
Citim, pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Observați? Cum Dumnezeu socotește așa cum este corect. David a zis gabaoniților, versetul 3, ce pot face eu pentru voi ca să fac ispășire și să binecuvântați moștenirea Domnului? Și iată ce s-a cerut. Versetul 6. Să ni se dea 7 bărbați din fiii lui și vom spânzura înaintea Domnului la Ghibea lui Saul, alesul Domnului și împăratul a zis, vii voi da. Și scrie în versetul 14 că abia după ce a venit ploaia, care a fost dovada că dreptatea de Dumnezeu a fost satisfăcută, au îngropat oasele lui Saul și a fiului său Nathan împreună cu acelorlalți și au făcut tot ce poruncise împăratul. După aceea, Dumnezeu a fost potolit față de țară. Deci de-abia atunci, Dumnezeu a considerat că s-a plătit sângele vărsat pe nedrept, tot cu sânge, așa cum v-am citat din Cartea Numeri, din capitolul 35 cu 33. Așa a procedat Dumnezeu de fiecare dată. Așa scrie și în Isaia la capitolul 4, atunci când Dumnezeu a pedepsit, cum scrie și în capitolul 3, bărbații, femeile, fiecare după vinovăția lui. Dar acum citesc din 4, de la versetul 3. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt, oricine va fi scris de cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdările fiicelor Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția din sânge din mijlocul lui cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii. Dumnezeu consideră cine pentru judecată și rămâne pentru viață sau cine va fi nimicit și asta chiar pentru vecii vecilor, toate în dreptatea sa. Să nu glumim cu Dumnezeu și cu lucrurile sfinte, căci Dumnezeu socotește vinovăția sau nevinovăția în dreptatea sa desăvârșită. Ne oprim acum la 3 aplicații. Prima, cunoașterea faptului că Dumnezeu socotește vinovat sau nevinovat trebuie să ne încredințeze de justeția judecăților sale. Deci să n-avem îndoiele, să nu cârtim, să nu fim nemulțumiți, uite că nu face Dumnezeu dreptate. Ba chiar unii în nerăbdare lor cer din neînțelepciune, Doamne, fă dreptate. Dumnezeu face dreptate. În cartea Exod, la capitolul 9, versetul 23, Faraon a ajuns să recunoască justeția judecăților divine, pentru că el a făcut promisiuni și nu le-a respectat și scrie aici, de data aceasta am păcăduit, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Evreii știau asta foarte bine, de aceea în cartea psalmilor este scris, citim câteva versete în 7 cu 11, Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. În 37 cu 28 scrie de asemenea căci Domnul iubește dreptatea, o face din pasiune. Iar în Psalmul 51, versetele 3 și 4, David vorbește despre dreptatea divină care urma să fie aplicată. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu este necurmat înaintea mea, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David a văzut din cazul socului său, dar iată și din cazul său, că Dumnezeu este drept. Solomon, urmașul lui, spunea în cartea Proverbele, la capitolul 2, versetele 7 și 8, despre Dumnezeu, el dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărării prihănirii și păzește calea credincioșilor lui.
lăudat să fie Domnul pentru dreptatea sa desăvârșită. O a doua aplicație. Să lăudăm dreptatea lui Dumnezeu care îi însoțește bunătatea. Este un tandem binecuvântat. Uneori avem ocazia să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Și avem noi cântări frumoase despre bunătatea Domnului. Dar alteori sunt ocazii să cântăm și să lăudăm dreptatea Lui. Și aici lăsăm cântările pentru mai târziu. Revenim la Cartea Psalmilor, în Psalmul 33, versetul 5. Este scris: El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cum scrie și în Psalmul 25, Domnul este bun și drept. Le împletește atât de binecuvântat. De aceea David s-a angajat la ceea ce a lăsat scris în Psalmul 101, citesc: Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Și s-a angajat, așa cum scrie în versetele următoare, să se poarte cu bunătate, cum a zis și în cazul lui Mefiboset, că ar fi vrut să cânte dreptatea Domnului față de dușmanii săi care îl pregoneau fără temei, și față de el să cânte Domnul bunătate. Dar așa cum am spus în Psalmul 51, a ajuns să cânte spre amândouă chiar în dreptul său. Depinde. Tot el cânta: cu cel bun tu ești bun, cu cel rău te porți după răutatea lui, căci Domnul este și bun și drept. Acesta este adevărul și acest adevăr se vede în timp. De aceea Apostolul Pavel scria în Romani, capitolul 2, versetele 4 la 6, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrenii inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mânirii și arătării drepte judecăți ale Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Da? Dumnezeu, până una altă, vorbim la modul general, este bun. Deși este indignat, puțin spus indignat, mâniat pe păcat. Și dacă între timp ne pocăim de faptele noastre, vinovăția noastră cade în sarcina Domnului și El a plătit cu sânge pentru asta. Dumnezeu nu putea să treacă cu vederea. Numai cu vărsare de sânge este iertare. Dumnezeu nu socotește decât vinovat sau nevinovat, după cum este cel în cauză. Și mai târziu, dacă trece timpul de har și irosim bunătatea Domnului, timpul când ne-l-a pus la îndemână să ne întoarcem, să ne recunoaștem, să ne judecăm singuri, va veni sentința lui Dumnezeu, care se va dovedi că e dreaptă, e super dreaptă. În literatura evrească există o întâmplare, nu știu cât e de reală, dar noi ne folosim de ideea ca esență. Se spune, pare mi se pe seama lui Moise trecută asta, că atunci când era el păstor la oile lui Ietro, ar fi văzut următoarea scenă. La o fântână a venit un om, s-a plecat să bea apă și din neatenție și-a pierdut punga cu bani. Grăbit a plecat. La scurt timp a venit un alt călător care, văzând comoara, poate i-a trecut și de sete și a plecat grăbit, să nu mai fie cineva prin preajmă. Între timp a venit un al treilea, a băut apă și el, nefiind grăbit, a poposit. Moment în care apare la fântână primul din cei trei care între timp se trezise că
nu mai avea bani și a bănuit să nu-i fi căzut punga la fântână. L-a luat la întrebări pe acesta al treilea, care, fiind străin de toată povestea, s-a disculpat, dar primul, în supărarea lui, văzând că nu vrea să recunoască și fiind în pustie, privind poate la putere, l-a lovit și l-a omorât. Și Moise, privind la toată scena, se spune că a zis: Doamne, primul a rămas de paguă și criminal, al doilea e un hoț, a rămas cu banii pe nedrept, al treilea, nevinovat, moare. Și se spune că Dumnezeu a zis: să-ți explic. Primul, care a posedat punga cu banii astăzi, a avut-o de la tatăl său, care și-a însușit banii pe nedrept de la tatăl celuia și i-a găsit. Și astăzi am îngăduit ca adevăratul moștenitor să intre în posesia banilor. Cel de-al treilea apare nevinovat, este criminal. L-a ucis cu un timp în urmă pe fratele celui ce acum l-a ucis pe el, pe fratele celui din tâi, și n-au fost martori. Astăzi am îngăduit să se răzbune sângele. Este, repet, o imagine care reflectează diferența de judecata noastră a oamenilor, care nu cunoaștem toate datele problemei, și a lui Dumnezeu, care le știe pe toate, le analizează în timp și are vreme să cheme pe oameni la judecată. Are chiar zile și vremuri sortite pentru așa ceva, așa cum spunea Solomon, și vă citesc din Cartea Eclesiastul, de la capitolul 3, versetul 16 și 17. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea: Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci l-a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapt. O a treia și ultimă aplicație, dat fiind toate cele spuse până aici, să fim drepți în analizarea faptelor și aplicarea sentințelor, ca să nu fie nevoie Dumnezeu să judece după noi. În cartea Exod, la capitolul 23, erau reglementări în lege, citesc de la versetul 6: la judecată să nu te atingi de dreptul săracului, ferește-te de o învinire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești darul, căci darul iubesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. De aceea, când au fost cu judecător, scrie în cartea Deuteronom, la capitolul 1, versetele 16 și 17, am dat în același timp următoarea poruncă tuturor voștri: să ascultați pe frații voștri, judecați după dreptate, neînțelegi fiecare cu fratele sau cu străinul. Să nu căutați la fața omului judecățile voastre, ascultați pe cel mic ca și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni, și că Dumnezeu e cel care face dreptate. Și când veți găsi o gricină prea grea, să o aduceți înaintea mea ca să o aud. Așa a învățat și Iosafat, evlaviosul rege, poporul, în mod deosebit leviții, care au judecători, cum să procedeze, scrie în 2 Cronici 19 cu versetul 5, că a pus judecători în toate cetățile și le-a zis: luați seama la ce veți face, că nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum, fie ca Domnului să fie peste voi vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Și le spune în final: așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Că multe vinovății au cel ce ajung la judecată, dar uneori se aleg cu vinovății și cei ce judecă, dacă nu judecă drept. De aceea, în Israel, în ultimă instanță, erau și anumite proceduri prin care se apela direct la Dumnezeu, cum era cazul cu Urim și Tumim. În Psalmul 15 și în Psalmul 23, psalmiștii, de altfel, au frecvent cuvinte despre dreptate, despre judecata Domnului,
Dar aici regele David, cel care făcea dreptate și judecată la tot poporul, era conștient că el este judecat de Domnul și își dorea, scrie în ambii psalmi, să ajungă la muntele Domnului. Și știa că asta nu se poate decât cu mâinile nevinovate, cu inima curată. Știa că nu se poate decât dacă a judecat corect pe oameni și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Solomon la rândul lui și el a cerut înțelepciune să poată face dreptate, să se poarte așa cum este Dumnezeu. Și el scria în cartea Proverbele un cuvânt foarte important pentru tema noastră, Proverbe 17 cu 15, cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Deci, a trece cu vederea vinovăția cuiva și să spui, nu e nicio problemă, nu-i păcat. E o scârbă înaintea Domnului. Și de asemenea, a spune spre cineva care nu-i de vină, ai greșit, ai păcătuit, iarăși este o scârbă înaintea Domnului. Să fim așadar foarte, foarte atenți și să ne judecăm în primul rând corect pe noi. Așa cum scrie la 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 31, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți toată cu lumea. Deci, putem să ne judecăm noi, ne pot judeca frații, dacă nu ne judecă Domnul aici, și vai de noi dacă scăpăm de aceste trei judecăți. Că cea de-a patra judecată odată cu lumea este o catastrofă, este ceva ce nu dorim nimănui. Mai adaug și cele scrise în Isaia la capitolul 5, unde scrie despre cei ce, deci 20, numesc răul bine și binele rău. E o serie de vaiuri aici trecute în dreptul lor, pentru că își amplifică vinovăția. Să ne păzească Domnul de toate acestea. Așadar, Dumnezeu afirmă despre sine că este drept. Au văzut asta și oamenii. Dumnezeu i-a învățat și pe ei să fie drepți și când n-au fost, au suportat consecințele. Să notăm în încheiere faptul că Dumnezeu urmărește totul în vederea îndreptării și răsplătirii faptelor oamenilor. Lucrarea ce se va finaliza la judecata de după înviere. Nu toate se vor rezolva aici, dar acolo absolut toate. În Psalmul 94, versetul 15, este scris că se va face odată judecata după dreptate. Da, se va face. Solomon spunea la rândul lui, în încheierea cărții Eclesiastul 12 cu 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Asta spunea și Apostolul Pavel când a predicat la Atena. Cu alte cuvinte, le-a spus, Dumnezeu este bun, El iartă, dar dacă nu beneficiem de bunătatea Lui, va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a năduit pentru aceasta și pe care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgădită prin faptul că l-a înviat din morți. Și să nu uităm că și cei credincioși vom întâlni dreptatea lui Dumnezeu, că are de-a face nu doar pedeapsa, ci și răsplătirea. Și se va ști atunci cu câtă inimă am făcut o lucrare, cu ce scop. Spune Apostolul Pavel 2 Corinteni 5 cu 10 că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos,
pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Teologii noștri se frământă când să dateze când va avea loc această judecată. Eu mai degrabă propun să ne frământăm, să nu avem probleme atunci. Să fim corecți în tot ce face. Să nu se întâmple cu noi cum cineva și-a imaginat că dreptatea și nedreptatea au călătorit împreună și au flămânzit. Și dreptatea a spus, ce mâncăm că n-am niciun ban. Nedreptatea a spus, eu rezolv. Au intrat la un local, au comandat un meniu și înainte de finalizare au zis chelnerului, adu restul. Și el a zis, dar nu v-am adus încă nici nota de plată, n-ați plătit. Și nedreptatea a sărit în sus, vrea condica de reclamații, să vină șeful de unitate. Și acesta când a auzit toată tărășenia asta, a zis către chelner, auzi, dă-le rest cât zic și să se ducă, că nu sărăcim noi cu asta. Dar în timp ce dădea presupusul rest, chelnerul a zis încet, ah, unde ești dreptate? Și dreptatea a zis mai încet, aici, dar am mâncat și eu. Evident că e o poveste, numai că e o poveste dreaptă. Că atunci când suntem într-o asemenea situație, s-ar putea să nu fim drepți, că dreptatea cu nedreptatea nu umblă niciodată. Dar noi umblăm unii cu alții și putem juca rolul de dreptate sau nedreptate. Dar în final o să joace Dumnezeu rolul acesta și va fi corect 100%. Așadar, să fim încredințați că Dumnezeu este corect, că dreptatea Lui operează în contextul caracterului și planurilor sale, și toate acestea trebuie să ne determine să fim corecți și chiar să avem o coparticipare activă la dobândirea naturii Lui și la împlinirea lucrărilor Lui. Să nu lăsăm totul pentru judecata de apoi, că așa cum spuneam când am citit din 1 Corinteni, ar fi indicat ca dreptatea să se aplice aici, corecturile să le facem din timp, că e grozav lucru să cazi în mâinile lui Dumnezeu. De aceea este scris în Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24. Așa vorbește Domnul înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude, că are precepere, că mă cunoaște, că știe că eu fac dreptate. Milă judecată pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Și Mica, la capitolul 6, versetul 8, este o întrebare în această privință. Citesc. Ți s-a arătat, omule, ce este bine? Și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dreptatea este înaintea milei, înaintea smereniei. A face dreptate, spunea Solomon în cartea Eclesiastul, în Proverbe, scuzați, capitolul 21, versetul 3, este mai plăcut Domnului decât jertfele. Da, să ne ajute bunul Dumnezeu. Să procedăm ca atare, în ceea ce știm, în ceea ce nu știm, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 4, versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândul inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Oare nu este contradicție în ceea ce am spus, că trebuie să judecăm în timp ca să ne ajungă judecată și cele scrise aici? Nu este nicio contradicție. Sunt lucruri care ne sunt cunoscute și în care putem să chestionăm oamenii, să întrebăm și să luăm deciziile care se impun. Dar dacă rămân lucruri necunoscute, pentru că sunt astfel de situații în care
Chiar Domnul nu îngăduie să fie descoperit. Cum n-a îngăduit să fie descoperit Iuda decât la momentul potrivit? Acolo să rămână lucrurile în seama lui Dumnezeu. Noi să ridicăm mâini curate, așa ca și locuitorii din cetatea apropiată de trupul ucis, cum am citit din Cartea de Deuteronom, capitolul 21, să spunem, mâinile noastre nu s-au atins, ochii noștri n-au văzut, urechea noastră n-a auzit, dincolo de noi, Dumnezeu este Cel ce judecă. Noi, cum zice a doua Petru, capitolul 3, versetul 14, în așteptarea acestor evenimente și mai frumos a împărăției pe care o dorim și care va veni, să fim fără prihană, fără vină și în pace. Doamne ajută! Amin!